Zica la omul sfințește locul, se potrivește de minune președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care în scurt timp a reușit să pună bazele unei dezvoltări temeinice a județului nostru. Astăzi s-a realizat recepția lucrărilor de modernizare a drumului dintre localitățile Izimșa și Salcia. Tronsonul de aproximativ 500 de metri a fost preluat în administrarea Consiliului Județean Mehedinți pentru a fi modernizat, întrucât porțiunea respectivă a rămas neasfaltată după lucrările efectuate anterior. Acum drumul arată foarte bine, a fost marcat corespunzător, iar locuitorii din Izimșa și Salcia vor circula în condiții foarte bune. Drumul comunal care leagă comuna Salcia de satul Izimșa din Obușea de Câmp este deosebit de important, în primul rând pentru cetățenii comunei Salcia, care pleacă către Cujmir, Vânjul Mare, Severin, dar în același timp și pentru cetățenii satului Izimșa, care merg fie spre Salcia, fie la terenurile agricole din această zonă. Și rămăsese neasfaltat un tronson de aproximativ 450 de metri lungime, motiv pentru care în cursul anului trecut l-am preluat în administrare la Consiliul Județean și iată că am reușit să-l asfaltăm și astăzi să facem recepția. Din acest moment chiar putem să vorbim de asfalt continuu pe drumul comunal care leagă comuna Salcia de satul Izimșa din comuna Obușea de Câmp. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a demonstrat că se poate face administrație în folosul cetățenilor, întrucât au avut loc investiții importante în toate domeniile. Condițiile de trai din comunele mehedințene au crescut considerabil. Președintele Aladin Georgescu a intervenit în toate zonele pentru a completa investițiile autorităților locale, facilitând deplasarea și pentru a crea condiții de siguranță participanților la trafic. Primarii localităților Obârșea de Câmp și Salcia sunt recunoscători pentru reabilitarea acestui drum comunal. Asfaltarea acestui tronson de drum este o investiție foarte importantă, mai mult decât necesară și benefică atât locuitorilor din comuna Obârșea de Câmp cât și cei din Salcia. Investiția a putut fi realizată cu sprijinul Consiliului Județean. Astăzi participăm la recepția drumului asfaltat între Salcia și Izimșa. Cu sprijinul domnului președinte Aladin Georgescu s-a putut realiza acest obiectiv. Îi mulțumim din toată inima pentru sprijinul pe care ni l-a acordat și consider că e un lucru extraordinar, mai ales pentru locuitorii comunei Salcia, pentru că se scurtează din drumul către Severin, către Cujmir, către Vânjul Mare. Locuitorii aveau nevoie de acest drum și locuitorii comunei Obârșea de Câmp și a satului Izimșa, e benefic pentru ambele localități. Mulțumim încă o dată președintelui Aladin Georgescu. Infrastructura rutieră din Mehedinți s-a dezvoltat considerabil datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, cunoscut drept un om implicat în viața comunității pe care o conduce.